Bună, dragilor, și bine ați revenit în bucătărie! Astăzi am un apetit de ceva bun și sănătos și pentru că am apucat să-i luăm interviul Ligiei Pop, dacă mai țineți minte, pentru un ghid al detoxifierii în 15 zile, astăzi a venit să punem în practică ceea ce atunci am dezvoltat un pic doar în teorie. Așa că, doamnelor și domnilor, Ligia Pop, Ligia, mă bucur să te am la mine în emisiune. Mulțumesc de invitație. Și trebuie acum să ne înveți cum se fac bunătăți, pentru că astăzi ai venit pregătită. Sunt două cărți pe care le-ai scris, am înțeles că sunt cărți mai vechi. Înțeles că ai o grămadă de cărți. Sunt 8 în total. Din acestea două voi găti astăzi. 8. Și cam câte rețete regăsim într-una? Păi, în aceasta de aici, rețetele pentru copii 165, în altele 101, în cealaltă câte 101 câte. Avem vreo 2-3 ani să facem rețete împreună. Facem una pe zi și tot e bun. Ce te-ai gândit să faci astăzi, Ligia? Astăzi o să facem un smoothie sănătos din fructe de pădure și banane, miere, vanilie și apă, asta e tot, nimic altceva, în blender și gata. Foarte sănătos, plin de antioxidanți și vitamine și minerale. Ce ne trebuie mai mult decât pentru o dimineață, pentru un început al dimineții mai bun? Este perfect, este delicios, abia aștept să da, beau. Da, sigur, și o să vreau să mă ajut și tu. Te rog, chiar vreau să te ajut, să-mi spui cu ce. Bun, primul pas ar fi să adăugăm apa. Da, te rog. Toată apa? Toată apa, da. Îți spune dacă cumva trebuie mai puțin, nu? Tu zici stop, da? Fără grijă, doar. Tu zici stop. Cam atât, da? Perfect. Așa. Bananele. Cam două banane. Aici undeva la 200 de grame de căpșuni. Vreau să le adaug și tu. Căpșuni proaspete de anul acesta. Perfect. Și mure proaspete de asemenea. Vanilie și ceva miere, nu foarte mult, miere după gust. Lasă-mi pe mine să pun să vedem cam cât pun, să nu fim prea mult. Cam atât. Eu știu cam cât să aproximez, undeva la 2-3 linguri, la un litru jumate de apă, fiindcă nu vrem să-l facem nici prea dulce, dar totuși nici să fie prea acru, că după aia n-are niciun gust bun. Și îl blenduim și asta e tot. Nimic mai mult. Asta e tot. Asta este absolut tot. Nimic. Și acest smoothie se poate transforma și într-o înghețată. Îl putem pune în formă de înghețată la congelator și avem o înghețată sănătoasă. Și putem face diverse combinații. Deci astăzi că putem adăuga combinația aceasta. Mâine, în loc de banane, să zicem că adăugăm piersici. Altă zi, pepene verde sau pepene roșu sau galben. Orice variantă. Și lista poate continua. Da, cum să nu? Absolut. Trebuie să fim doar inventivi. Și asta e tot. La acest smoothie se pot adăuga ori superalimente dacă vrem să-l îmbunătățim, cum ar fi clorela, spirulina, maca sau știu că am ieșit pe piață tot felul de variante, dar nu cantitate foarte mare, undeva la jumătate de linguriță, un sfert de linguriță, pentru un boost de energie. Hai să-l și gust pe acesta să văd dacă îi mai trebuie ceva. Trebuie să fim atenți în momentul în care desfacem capacul blenderului să nu sară pe noi. Este foarte bun, am să-ți dau să guști. Dacă erau puse la frigider, erau și mai bune, dar e bun și așa, fiindcă într-o zi caldă, cum e ziua de astăzi, îți dai seama că ar fi ideal să fie un smoothie mai rece. Putem să-i adăugăm gheață dacă vrem, nicio problemă. Sau vorba ta, o putem transforma într-o înghețată delicioasă. Da, nu, absolut. Așa. Are și o culoare foarte, foarte apetisantă, dar și mirosul și gustul este deosebit. O să te rog pe tine să guști, să-mi spui ce crezi. Nu te preface? Nu, vorbesc foarte serios, voi fi sincer. Ți-am spus, dacă aveau niște cuburi de gheață, erau perfecte, dar e delicios. Este ca o înghețată lichidă, cam așa este. Doamne, abia aștept să pun restul în congelator, să încerc și varianta înghețată, sincer. Sigur. Foarte bun, fructe sănătoase, proaspete, absolut, energie de dimineață, nici câteva, nu știu, minute, ați văzut cât de repede se face smoothie-ul ăsta. Noi de multe ori îl folosim și pe post de mâncare, pe post de mic dejun, spre exemplu. Suntem foarte ocupați, trăim într-o lume super, super busy și atunci un smoothie de acest fel ne scapă de o masă, de a pregăti o masă. Foarte rapid. Dar cum? Ai ingredientele proaspete, le aruci în blender și gata, ai mâncarea, ce să mai, o mâncare sănătoasă și care îți dă o energie pentru toată ziua. Spune-mi, smoothie-ul ăsta le găsim sau rețeta asta cel puțin o găsim în cărțile tale? Rețeta aceasta nu exactă, dar sunt tot felul de variante. Ai spus cum că sunt. Da. Spune-mi puțin despre superalimentele astea.
că... Superalimente ce sunt de fapt? Ele sunt pudre și din plante medicinale, cum ar fi pudre din frunze sau din flori sau din rădăcini de plante medicinale, care se pot găsi în magazine naturiste sau în farmacii. Și, cum am zis, sunt pentru noi, care avem o viață foarte, foarte activă, pentru un boost de energie și putere, fiindcă în momentul în care noi consumăm poate acest smoothie, este foarte bun, dar dacă adăugăm, spre exemplu, spirulină, dar nu mult. Spirulina are gust de pește, de obicei verde, are gust bogată în clorofilă, totodată are multe proteine, are proprietatea să scoată metalele grele din corp și cum ar fi, știu eu, plumb sau tot felul de metale grele pe care le ingerăm de la noxele, din jurul nostru, din apa, de la duș și așa mai departe. Deci ne facem nouă bine adăugând aceste superalimente. Aha, deci tu recomanzi. Acum să nu, da. Pentru a ne ajuta, logic, fiindcă încercăm să ne facem bine și să ne fie bine în fiecare zi. Să mai beau un pic? Deja mă simt mai sănătos. Ligia, îți mulțumesc din suflet, m-ai răcorit, e ceva foarte fresh și bun și rapid. Pentru cei mici, cred că e incredibil și dacă faci înghețată, sunt cei mai fericiți. Sunt foarte fericiți. Fetița mea adoră smoothie-urile acestea, dar și cred înghețate. Și eu dacă aș fi băiețelul tău, cred că te-ți cerem continuu, sincer. Când o să am și eu copii, promit că o să le fac chestiile astea, pentru că sunt foarte bune și foarte rapide. Și într-adevăr, în zilele noastre când totul e pe grabă, e pe fugă, pleci de dimineață, te întorci seara, nu ai timp, din păcate. Și uite, asta e o alternativă foarte ușoară și foarte rapidă și gustoasă. Ligia, îți mulțumesc mult de tot și sper să mai vii pe la noi să mai facem lucruri, pentru că ai zis și tu, minim 150 de rețete pe carte, Doamne, câte avem de făcut. Ligia, îți mulțumesc mult. Dragilor, încercați și voi, opărați cărțile și să fiți sănătoși, pentru că asta e cel mai important. Până atunci, vedeți-vă pe buze întotdeauna, fiți happy!